Bună ziua, sunt Nicoleta Olaru și astăzi împreună vom învăța despre inecuații în mulțimea numerelor întregi. Mai întâi să ne reamintim ce este aceea o inecuație. Propozițiile cu o variabilă de tipul x plus a mai mic decât b sau x minus a mai mic decât b au ori x mai mic decât b, x împărțit la a mai mic decât b, evident cu a diferit de 0, sau a ori x plus b mai mic decât 0, reprezintă inecuații cu o necunoscută, inecuații în care x reprezintă necunoscuta. Trebuie să facem observația că semnul de inegalitate mai mic din propozițiile anterioare poate fi înlocuit cu semne de tipul mai mic sau egal, mai mare sau egal sau mai mare. O valoare a x pentru care inegalitatea este verificată se numește soluția inecuației. Mulțimea tuturor valorilor necunoscute pentru care inegalitatea se verifică reprezintă mulțimea soluțiilor inecuației. Trebuie să fim cu atenție că a rezolva o inecuație înseamnă a găsi mulțimea soluțiilor dintr-o mulțime dată. Să vedem împreună care sunt etapele rezolvării unei inecuații de forma ax plus b mai mic decât 0, în condițiile în care a și b sunt numere întregi, a diferit de 0 și b să-l dividă pe a. O primă etapă este să adunăm în ambii membri ai inegalității minus b. Astfel, inegalitatea devine ax mai mic decât minus b. Etapa a doua este să împărțim ambii membri la a. Nu uitați că chiar din condițiile inițiale am specificat faptul că a este un număr nenul. Dar este un număr întreg care poate fi deopotrivă pozitiv sau negativ. De aceea, prin împărțirea cu a, putem obține două soluții diferite. În cazul în care a este un număr pozitiv, obținem că x este mai mic decât minus b pe a. În cazul în care a este negativ, trebuie să fim atenți că sensul inegalității se modifică, adică x devine mai mare decât minus b pe a. Cum b este un divizor al lui a, evident că rezultatul împărțirii lui a la b este un număr întreg. Și atunci, mulțimea soluțiilor este mulțimea numerelor întregi. Pe de o parte, în cazul în care a este un număr pozitiv, numere întregi mai mici decât k, în cazul în care a este un număr negativ, numere întregi mai mari decât k. Să punem împreună în practică etapele pe care le-am parcurs anterior. Pentru următorul exemplu, 2x plus 6 mai mic decât 8. O primă etapă este să adunăm în ambii membri minus 6. Astfel obținem că 2x este mai mic decât 2. Următoarea etapă este să împărțim inegalitatea prin 2, 2 fiind un număr pozitiv, și atunci obținem că x este mai mic decât 1. Numerele întregi mai mici decât 1 sunt numerele până la 0 inclusiv, adică numerele mai mici decât 1, dar fără 1, da? Drept urmare, ele vor fi numere negative, eu am enumerat începând cu minus 2, minus 1 și până la 0 inclusiv. În cel de-al doilea exemplu, vom parcurge aceleași etape, însă veți observa o diferență în obținerea soluției. Mai întâi adunăm în ambii membri minus 4. Inegalitatea devine minus 2x mai mic sau egal decât minus 10. Împărțim inegalitatea de această dată prin minus 2. Și atunci, x devine mai mare sau egal decât minus 10 împărțit la minus 2, adică x devine mai mare sau egal decât minus 5. Rețineți faptul că la înmulțirea sau împărțirea unei inegalități cu un număr negativ, se schimbă sensul inegalității. Astfel, semnul mai mic devine mai mare devine mai mic, mai mic sau egal devine mai mare sau egal, iar mai mare sau egal, mai mic sau egal, așa cum a fost și în cazul exemplului 2, când mai mic sau egal, după ce am împărțit inegalitatea la minus 2, a devenit mai mare sau egal. Și atunci, x aparține mulțimii 5, 6, 7 și așa mai departe.
Vom continua cu un al treilea exemplu, ușor mai complex decât primele două. 10 pe lângă x minus 3, minus 3 pe lângă x minus 3, mai mic decât minus 4. De această dată, trebuie mai întâi să desființăm parantezele, fiind atenți la minusul din fața parantezelor. Nu uitați că minus în fața parantezei schimbă semne. Așadar, vom obține 10x minus 30 minus 3x plus 9 mai mic decât minus 42. Adică 10x minus 3x mai mic decât minus 42 plus 30 minus 9, 7x mai mic decât minus 21, adică x mai mic decât minus 3. Cu alte cuvinte, x aparține mulțimii numerelor întregi negative până la minus 4 inclusiv. Sper că ați fixat cu foarte mare atenție faptul că minus în fața parantezelor schimbă semnul, pe de o parte, pe de altă parte, că înmulțirea sau împărțirea unei inegalități cu un număr negativ schimbă sensul acesteia. Vă doresc mult succes! Bună ziua!